10, 9, 8, 7, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dumnezeu. În anul 1983, o echipă de cercetători au ajuns la concluzia că dacă un om nu are acces la niciun simț sau nicio metodă stimulatoare, vor putea percepe prezența lui Dumnezeu. Au crezut că cele 5 simțuri ne orbesc conștientizarea eternității și că fără ele, un om poate să-l contacteze prin gânduri pe Dumnezeu. Un bătrân care a spus că nu mai are nimic de pierdut și că nu mai are pentru ce să trăiască, a fost singurul care s-a oferit voluntar. Pentru a-l scăpa de toate simțurile, cercetătorii au executat o operație complexă în care toate conexiunile către creier au fost profund avariate. Chiar dacă subiectul putea să se miște, el nu putea vedea, auzi, gusta, mirosi sau simți orice fizic. Fără nicio posibilitate de a comunica cu sau măcar să simtă lumina din jur, era singur cu gândurile lui. Oamenii de știință îl monitorizau în timp ce vorbea tare despre starea lui de spirit, în timp ce el nici măcar nu auzea ce spune. Câteodată doar mormăia ceva. După 4 zile, omul a început să spună că aude în șoaptă, fără să înțeleagă, niște voci în cap. Crezând că acesta este un început de psihoză, cercetătorii nu au dat foarte multă atenție grijilor omului. După alte 2 zile, omul a început să se plângă, spunând că o poate auzi pe soția lui moartă cum îi vorbește și mai mult de atât, că ar putea comunica cu ea. Cercetătorii erau intrigați, dar nu erau convinși până când omul a început să spună numele rudelor oamenilor de știință care erau moarte. Omul a repetat informații personale pe care doar rudele sau părinții lor morți le știau. În acest moment, o mare parte din cercetători au renunțat la studiu. După o săptămână de conversații prin gânduri cu morții, omul a început să fie în dificultate, spunând că vocile îl copleșesc. În fiecare clip când era treaz, conștiința lui era bombardată cu mii de voci care refuzau să-l lase în pace. A încercat de mai multe ori să se lovească, dându-și pumni în cap, aruncându-se în perete sau încercând să-și smulgă pielea de pe mâini și picioare, doar ca să mai simtă o pișcătură de durere. Îi ruga în continuu pe oamenii de știință să-l adoarmă, pentru că doar atunci putea să scape de vocile din cap. Această tactică a funcționat pentru 3 zile, până când a început să aibă terori nocturne severe. Omul a spus de nenumărate ori că putea vedea și auzi morții în visele lui. După această fază, nu a mai trecut decât o singură zi, iar subiectul a început să țipe și să-și bage degetele în ochii care nu vedeau absolut nimic, având speranța că va simți ceva din lumea fizică. Omul istericos a spus că vocile morților au început să devină asurzitoare și ostile, vorbind de iad și de sfârșitul lumii. La un moment dat a început să țipe: fără rai, fără iertare! Pentru 5 ore în continuu. S-a rugat de mai multe ori să fie ucis, dar oamenii de știință erau convinși că este foarte aproape de a stabili un contact cu Dumnezeu. După încă o zi, omul nu mai putea vorbi coerent și nici nu mai putea să lege bine cuvintele pe care le spunea. Vizibil nervos, a început să își muște și să rupă bucăți de carne din mână. Cercetătorii s-au grăbit în cameră în care subiectul era ținut și l-au legat de o masă pentru a preveni o eventuală sinucidere. După câteva ore de când era legat, omul s-a oprit din a se mai zbate sau mai țipa. Se uita în continuu la tavan, pierdut în realitatea pe care nu o vom putea vreodată să o reproducem, în timp ce lacrimile îi curgeau pe față într-o tăcere înfiorătoare. Din cauza că plângea în continuu, omul a fost îngrijit și rehidratat manual timp de 2 săptămâni. Într-un final, și-a întors capul și, în pofida faptului că era orb, și-a fixat privirea către unul dintre oamenii de știință, l-a privit fix în ochi și i-a șoptit: am vorbit cu Dumnezeu și ne-a abandonat. Iar toate semnele vitale ale omului s-au oprit. Moartea subiectului nu a avut nicio cauză aparentă. Puls 0.